Primăria municipiului Brad are în implementare un proiect privind construirea unei grădinițe cu confort și dotări moderne, prin care vor fi asigurate 200 de locuri pentru copiii de vârstă antrepreșcolară și preșcolară. Valoarea totală a proiectului este de aproape 5,5 milioane lei. Finanțare europeană câștigată de administrația locală prin programul operațional regional. Primăria Brad a demarat proiectul cu scopul de a-i sprijini pe copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional. Proiectul de construire a noii grădinițe din Brad are o valoare de peste 5,4 milioane lei, din care 98% sunt fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Aici, în spațiile din noua clădire construită, vor fi asigurate condiții optime în vederea desfășurării activității de învățământ antepreșcolar și preșcolar pentru 250 de copii din municipiul Brad. Grădinița va deservi astfel 8 grupe de copii, iar conform proiectului sunt prevăzute lucrări de reabilitare și modernizare a corpurilor de clădire existente și dotarea cu echipamente adaptate nevoilor copiilor de vârstă preșcolară.